Bună ziua, dragii noștri! Astăzi, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, vom vorbi despre o carte, un titlu în colecția manuscris a editurii Herald. Este vorba despre cartea lui Enoch, traducere din etiopiană, note și comentarii de Charles, în traducerea lui Alexandru Angel. Am să vă arăt cartea și la cameră, cartea lui Enoch. Nu uitați de campania Top cele mai vândute cărți, cele mai vândute titluri din portofoliul editurii Herald până pe data de 19 aprilie. Intrând pe site-ul editurii Herald, veți găsi multe titluri, multe cărți despre care noi vom vorbi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, începând de la, eu știu, psihologie, psihoterapie, neuroștiință, așa cum vă mai spuneam, spiritualitate, tradiții spirituale, cărți vândute, cărți, cele mai vândute cărți în portofoliul editurii Herald de-a lungul anilor, o carte reeditată de multe ori, cartea lui Enoch, foarte cerută pe piața de carte. Astăzi, alături de noi, este domnul profesor Teodoru Ghiondea. Cartea lui Enoch, scrisă probabil în secolul 2 sau în secolul 1 înainte de Hristos și descoperită în Etiopia în 1773, este una dintre cele mai vechi mărturii mistice existente și cel mai important text al corpusului pseudo-epigrafic biblic. Pomenită în Zohar și în epistola Sfântului Iuda, cartea aceasta a exercitat o puternică influență asupra gânditorilor evrei și creștini, inclusiv asupra autorilor Noului Testament. Cine a fost Enoch? Subiectul este extrem de delicat, pentru că, în primul rând, aș spune că Enoch este o dovadă vie a legăturii între cele trei tradiții. Apare în mod egal în Geneză, în capitolul 5, apare în Noul Testament, în Apocalipsă, în capitolul 11, și apare în Coran de două ori, în surata 9 și în surata 21. Deci face o legătură între toate cele trei surse, izvoare sacre, și mai ales că această legătură pe care o face ne impune, după ce știm istoria, după hagiografie, dacă vreți, după istoria acestui al șaptelea patriarh, impune o viziune specială asupra lui, o evaluare, aș spune eu, ezoterică a acestui personaj. Sigur, este poate cea mai impresionantă carte sau cel mai impresionant text din literatura apocaliptică, așa zis apocaliptică, legată de apocalipsă, de judecata finală și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm că acest profet, care, așa cum spuneam, apare în cele trei tradiții abrahamice, în aceeași postură și anume de, hai să-i spunem, evaluator al momentului final al ciclului de umanitate în care ne aflăm, el este cel care, aș spune eu, că administrează într-un fel tot ceea ce noi trebuie să știm despre judecata finală și judecata chiar și judecata particulară. Faptul că el nu moare, deci el face parte din acele personaje sau personalități ale textelor sacre abrahamice, care nu au cunoscut moartea, ci au fost înălțate la cer, ca Ilie, Maica Domnului și așa mai departe. Le știm. Sfântul Ioan, nu Botezătorul, Sfântul Ioan Evanghelistul. Asta ne arată că economia divină în care se înscrie Enoch ca patriarh este una specială. Și de ce este specială? Faptul că aflăm de la început că el n-a gustat moartea, cum să spune, el nu a murit, ci el a fost înălțat de Dumnezeu la cer, și
În al doilea rând, faptul că este asociat sau este împreună prezentat cu Ilie într-un moment foarte important. Iarăși, Ilie care se urcă la cer în carul de foc. Asta ne arată că rolul lui în finalul acestei umanități este unul de excepție. Enoch este o figură extrem de importantă pentru că se leagă într-un fel de Adam. El se naște, firul lui, genealogia lui, merge până la Adam prin Set, al treilea fiu al lui Adam. Al treilea fiu care s-a născut după moartea lui Abel. De ce este interesant lucrul ăsta? Am să vă spun imediat. Pentru că Set, spune textul sacru, s-a născut asemenea lui Adam. Știți? Este ca un fel de echilibru între cele două tendințe pe care le reprezintă Adam și Cain, Abel și Cain. Știm foarte bine că, așa, simplist judecând lucrurile, Abel este ca păstor, nu? Este o figură tradițională prin excelență. El este ucis de Cain, de fratele lui, care prin asta capătă, să-i zicem așa, din punct de vedere spiritual, un depozit negativ. René Guénon spune că primul, Abel, este strămoșul mediului tradițional rural, în timp ce Cain este strămoșul mediului urban. Ama, diferența asta pe care noi o facem între sat și oraș, să știți că este foarte importantă și are locul ei această diferență atunci când judecăm lucrurile din perspectiva Apocalipsei. De ce spun asta? Pentru că, vedeți, orașul nu e tot una cu cetatea. Atunci când vorbim de cetate într-un sens, sigur, tradițional, avem o imagine mult mai organică despre ceea ce înseamnă comunitate. Orașele sunt deja niște aglomerări. Nu există practic o structură sau o rețea de relații consfințite tradițional. Dumnezeu n-a creat orașe. Știți? Despre asta este vorba. Pe lângă asta, îmi permit să amintesc că în psihologia populară românească, plecatul de la sat la oraș era o cădere. Nu era ca astăzi, nu? Am spune noi, o avansare sau, în fine, o evoluție. Era o involuție. Și vă rog să credeți, copil fiind, ducându-mă la țară, la bunicii mei, mi-aduc aminte foarte bine de atitudinea, mă rog, plină de dezaprobare față de cei care plecau din sat la oraș. Se spunea că orașul este un loc al pierzaniei. Lucrul ăsta nu te poate lăsa așa inert, fără să faci niște legături cu mediul biblic. Asta mă duce cu gândul, mă iertați, asta mă duce cu gândul la loc al pierzaniei, mă duce cu gândul la cele două orașe, Sodoma și Gomora. Sigur că da. Vedeți? Ele sunt poate primele cetăți care s-au transformat în orașe, ca să spun așa. De asta spun că nu este echivalent cetate cu oraș. Nu este echivalent. Și vedeți că la noi, în mediul românesc, fac o mică paranteză, în mediul românesc, lucrurile au decăzut la oraș, nu la sat. Dimpotrivă, ca un semn al sfârșitului de ciclu de umanitate, satele practic aproape au dispărut. Pentru că atunci când spun sat, este un lucru foarte închegat și este un concept extrem de complex și de bogat. Nu este o așezare, pur și simplu. Înseamnă mult, foarte mult. Este ca diferența, știți, între copaci și pădure. Pădurea este o entitate în sine. Copacii sunt o multitudine de obiecte. Și așa trebuie să înțelese lucrurile. Or, este interesant un alt lucru la Enoch. Deci, pe lângă faptul că el se naște din Set și reprezintă un fel de echilibru, faptul că Set este asemenea lui Adam, cum spune Sfântul Sacru, textul sacru, asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că transmite ceva din natura pur adamică și lui Enoch. Adică îl face pe Enoch, din istoria textului sacru, să treacă peste manifestarea ciclică, peste un ciclu
din moment ce el se naște, dar nu moare. Adică nu se termină odată cu ciclul acesta de umanitate. Vedeți, mai este o problemă în această carte. Atunci când citim cartea lui Enoch, trebuie să avem grijă, că de altfel în toate cărțile creștine scrise de Sfinții Părinți, de, mă rog, texte care ne-au rămas de la profeții, de la patriarhi și așa mai departe, trebuie să avem grijă întotdeauna să transpunem într-un limbaj mai puțin moralizator. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cuvintele au și ele soarta lor, știm asta. Dar cuvintele nu mai au aceeași încărcătură pur spirituală. Ele tind să se golească. Este ca un cuvânt pe care tot îl folosești unei ființe dragi care îi spui zi de zi, clipă de clipă că o iubești, la un moment dat iubitul ăla nu mai înseamnă nimic, ceea ce îi spui tu. Se devalizează, se golește. Or, cuvintele folosite de patriarh, cuvintele folosite de în cartea lui Enoch, ele sunt extrem de moralizatoare, dar ele trebuie scoase din contextul acesta. Dreptate, dreptatea nu înseamnă neapărat o reechilibrare a unor forțe. Am luat un concept extrem de important din cartea lui Enoch. Restabilirea dreptății, restabilirea justiției divine, pentru că despre asta este vorba, nu? Viziunile lui sunt calate, sunt centrate pe restabilirea ordinii. De ce? Pentru că tot ceea ce există în gândirea tradițională merge de la o stare de echilibru la o stare de dezechilibru. Merge de la o stare de unitate perfectă, care funcționează perfect așa cum este omul când se naște, merge spre îmbătrânire. Ar fi ciudat acum să gândim că universul sau întreaga manifestare, cosmosul, cum vreți să-i spuneți, merge pe alt tipar decât cel al omului, din moment ce omul și cosmosul sunt făcute unul pentru celălalt. Nu. Și umanitatea îmbătrânește cum îmbătrânește și omul. Și atunci apar disfuncții. Ăsta este rolul lui Enoch. Enoch apare, din punct de vedere ezoteric, de exemplu, adică din punct de vedere special și esențial, Enoch nu este un simplu patriar. El, de exemplu, după tradiția abrahamică, el este cel care regentează sau conduce, guvernează cerul soarelui, care se află în mijloc, se află central. Asta ne dă imediat și explicația de ce Enoch are o asemenea cuprindere și amploare a viziunilor pe care le are despre ceea ce se va întâmpla. Adică, într-un fel, este un fel de ministrator, dacă vreți. El este tot din punct de vedere ezoteric. El este un regent sau este un conducător, este un reprezentant și un simbol în același timp al regalității și al micilor mistere. Ce înseamnă micile mistere? Micile mistere înseamnă dezvoltarea completă, plenară, a tuturor posibilităților umane, ale unui individ. Micile mistere, marile mistere. Micile mistere, în urma lor, practicându-le, ajungeai om adevărat, om desăvârșit, adică un om, am spune noi, perfect. Dincolo, marile mistere te duceau la unirea cu Dumnezeu, la revenirea la Dumnezeu, la starea inițială. Ori el regentează această desăvârșire spirituală la care trebuie să tindă orice om, nu? Pentru că, așa cum mai spuneam noi, nu? Și se vede în toate textele sacre și se simte în cartea lui Enoch, Enoch cheamă oamenii să-și împlinească rostul. Care este rostul omului? Rostul omului este să regenteze, să guverneze întreaga creație a lui Dumnezeu în sensul în care Dumnezeu a făcut-o. Pentru că pentru asta Dumnezeu l-a așezat pe om pe pământ ca să conducă lucrurile. El este responsabil, omul, de toate acestea. În toată cartea lui Enoch, în viziunile lui, în felul în care tratează judecata, felul în care tratează greșeala, eroarea ca o cădere, nu, ca un păcat, se vede că omul pe parcursul istoriei lui își pierde încet, încet această puritate, că de asta cheamă într-una Enoch la puritate, este ceea ce are el. Vedeți? Tot din punct de vedere al interpretării, aș spune eu, speciale,
Există trei feluri de desăvârșire în mediul abrahamic. Unul este prin acte, prin ceea ce facem. Nu se spune oare creștinul să cunoaște pomul după roade, creștinul după fapte. Nu? Sigur. El reprezintă această desăvârșire, această realizare spirituală prin act. Pentru asta el este capabil să judece și pentru asta el este un conținător și o cupă în care coboară viziunea lui Dumnezeu. Se manifestă teofania și se spune ce se va întâmpla cu manifestarea și cum trebuie reordonate lucrurile pentru ca de fapt creația lui Dumnezeu să meargă mai departe pe linia inițială. Pentru acest lucru, deasupra, tot din punct de vedere ezoteric, deasupra lui Enoch și sub Enoch se află niște ceruri, 7 ceruri și încă 7 ceruri superioare, 7 ceruri inferioare. Este interesant, pentru că cerurile de deasupra cerului soarelui în care regentează Idris se termină cu cerul tronului, adică se termină cu prezența lui Dumnezeu, nu în mod direct. El prin toate cerurile astea intermediare 7, el primește de fapt viziunile prin care stabilește modul în care noi trebuie să înțelegem până la urmă, citind această carte, citind-o, să înțelegem teofaniile, aparițiile lui Dumnezeu sub diferite forme. Și de la tronul divin, aceste viziuni coboară prin cerul piedestalului divin, prin cerul fără stele, unde sunt turnurile zodiacale, prin fazele lunii, prin Jupiter, prin Marte și ajunge la el. Mai departe coboară spre pământ și sub el se află în ordinea descendentă cerului Venus, al lui Mercur, Luna, Eterul, aerul, apa și pământul. Vedeți? Pentru asta el este considerat un pol al cerurilor. Enoch, pentru că acolo, din acel pol, adică din locul central al întregii manifestări, Enoch vede și în sus și în jos, și înainte și în urma lui, care este soarta umanității. Este important să înțelegem așa lucrurile, pentru că altfel ar fi un alt anunțător al vremurilor din urmă și nu sunt așa simple lucrurile. Lucrurile trebuie văzute într-adevăr în toată amploarea și până la urmă, de ce nu, în toată splendoarea lor. Lucrurile nu trebuie, sau ceea ce citim în Enoch, nu trebuie dramatizat, nu trebuie excesiv moralizând lucrurile. Ele, acolo sunt lucruri extrem de tehnice, dacă vreți, din punct de vedere spiritual. Ceea ce ne spune Enoch, ne spune sigur pe foarte multe niveluri și asta este important să înțelegem lucrurile astea. Dar vedeți, de exemplu, unul din conceptele care a pătruns din acest text, care are 2 secole înainte de apariția creștinismului, este ceea ce găsim în textele creștine foarte puternic. Fiul omului. Fiul omului. Nu? Este, de asta, exact cum a spus dumneavoastră, sunt foarte multe lucruri pe care le regăsim în Noul Testament. Pentru că Domnul Iisus ne-a și spus, cu subiect și predicat, nu am venit să stric legea, am venit să o împlinesc. Împlinirea acestei legi trece și prin Enoch. Alt lucru e foarte interesant. Enoch, de exemplu, în tradiția abrahamică, este considerat când ca un aspect al lui Ilie, alt mare profet și extrem de important, și iarăși care nu cunoaște moarte. Iar în islam este interesant că el de multe ori este identificat, Idris se numește în islam, și este identificat cu Al-Hidr, care este maestrul inițierilor și care străbate toate cerurile astea de sus în jos, de jos în sus și transmite înțelepciunea lui Dumnezeu, o transmite oamenilor. De altfel este și numit în tradiția islamică, este numit cel care a avut înțelepciunea sau are înțelepciunea din partea noastră, spune Dumnezeu. Deci, direct, oarecum cel care... Nu este o confuzie aici faptul că este identificat, sunt niște funcțiuni care țin de înțelepciunea divină și care le circulă spre noi.
ori Dumnezeu, ca să ne facă nouă înțelese toate aceste lucruri, trebuie să trimită sub o formă umană, sub o formă care să ne fie accesibilă, să ne poată comunica. Ori Enoch este cel care ne comunică poate cel mai dramatic, cel mai dramatic și cel mai tehnic, îndrăznesc să spun, această știință a lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne transmite nouă ce se întâmplă cu lumea noastră și unde merge lumea noastră și de ce lumea noastră trebuie să se schimbe. Vedeți, atunci când spun păcat, încarc foarte mult psihologic, îl încarc pe cel care ascultă sau cel care citește, îl încarc cu un sentiment de vinovăție. Lucrurile trebuie înțelese, sigur, există și acest nivel, dar lucrurile trebuie înțelese, dacă vreți, spre o tentă, hai să-i spunem, metafizică, adică faptul că există acțiuni și reacțiuni concordante la acțiunea respectivă. Omul când greșește, când gestul lui este împotriva ordinii firești a lucrurilor, nu se poate să nu se aștepte la o reacție din partea aceasta. Vedeți, marea taină este că răspunsul pe care îl primește la gestul lui, vorbesc din nou de acte, pentru că Enoch asta ne reprezintă, asta reprezintă de altfel. Adică spune cartea lui Enoch, uitați unde duc faptele voastre care nu țin cont, nu, de voința divină, de voința lui Dumnezeu, de voința Tatălui. Acolo ajung lucrurile. Și transmite în felul acesta toată viziunea veche din Tora despre schimbarea vremurilor, despre ciclurile și subciclurile de umanitate, cum este toată această economie, această inginerie divină a transmiterii din eon în eon, nu? Ne-o transmite în creștinism și mai departe o transmite în islam, deci în această tradiție abrahamică, prin Enoch. O să spuneți de ce Enoch nu este considerat de biserica creștină, de exemplu, alături cu ceilalți și de ce este numit, până la urmă, cartea lui este, așa cum știți, o carte apocrifă. Vedeți? Întotdeauna a existat între o viziune directă, între mari spirituali, pentru că și un patriarh este un mare spiritual. Un patriarh este prin excelență, nu? Este un ideal, dacă vreți așa, într-un limbaj comun, psihologic și psihologism. Este un ideal de maestru spiritual în sensul că el este cel care îți aduce ordinea, îți dă posibilitatea ca voința ta să înceapă să se plieze pe voința lui Dumnezeu. Ăsta este rolul unui patriarh, ăsta este rolul unui profet. Nu întotdeauna el îți aduce o lege nouă, pentru că nu e nevoie de o lege nouă. Legea e dată pentru totdeauna, ci este o acordare, este o adaptare în anumite faze ale umanității, este nevoie de așa ceva. Și atunci Dumnezeu, cum spune Sfânta Scriptură, vorbește fiecăruia din dragostea lui infinită, vorbește fiecăruia după limba lui și modul în care el poate să înțeleagă. Dar, vedeți, asta este extraordinar la cartea lui Enoch, pentru că ceea ce înțelegeau acum 3.000 de ani, acum 2.300 de ani când a fost scrisă cartea lui Enoch. Acum, sigur, nu trebuie să ne gândim că aceste lucruri care sunt cuprinse în cartea lui Enoch nu circulau sau că nu se știau. Sigur că se știau, dar faptul că se scrie este o modalitate prin care se fixează lucrurile acestea. Și atunci există această legătură vie care, vedeți, că depășește aspectul exoteric al tradițiilor, al religiilor. Aici se unesc lucrurile. De ce? Pentru că, așa cum pentru un om, nașterea nu este o certitudine, dar moartea da, și existența nu se termină cu moartea noastră fizică, și asta ne-o spune de nenumărate ori, o ne-o spune Enoch. Nu numai el, dar pentru că vorbim de cartea lui. Nu cu moartea fizică se termină. Existența este ceva mai mult decât o condiție pământeană. Nu?
este ceva mai mult decât atât, ci răspunderea, pentru că până la urmă este marea lecție pe care ți-o dă Enoch atunci când citești, e imposibil să nu te gândești de ce oamenii ajung să păcătuiască atât de mult. El spune, nu? Pentru că îngerii au căzut pentru că ei au vrut și au trădat, de fapt, natura lor angelică, amestecându-se cu fiicele oamenilor, amestecându-se cu oamenii. Nu este o primă dezordine? Sigur că este o primă dezordine, dar toată viața cosmosului este o sumă de mici dezordini, de mici abateri de la ordinea divină, care duc în final la schimbarea acelei ordini sau apariția unei alte ordini. Lucrurile nu pot merge altfel. Exact cum ne întrebăm noi de ce omul greșește. Pentru că nu se poate, cum spune textul sacru, nu se poate să nu greșești. Nu? Ne aducem aminte formula pe care o auzim destul de des. Numai tu, Doamne, ești fără de păcat, dreptatea ta e dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Noi, ca oameni, cum spunea Iisus, cine este fără de păcat să arunce primul piatra. Sigur că da. Mai ales în zilele noastre, ce bine ar fi dacă am fi atenți la lucrurile acestea. Nu sunt lucruri foarte savante. Sigur că ele pot fi înțelese până sus de tot, dar este bine dacă le citim și încercăm să înțelegem care este mecanismul acesta al îndepărtării noastre față de voia lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, așa stau lucrurile. Dumnezeu, din dragoste infinită pentru om, i-a dat un lucru extraordinar. Cei vechi spuneau, Doamne, atât de mult a iubit Dumnezeu pe om, încât i-a dat voie să-l și nege pe Dumnezeu. Deci iubirea lui este realmente fără limită. Și atunci, o carte ca a lui Enoch, eu cred că este un motiv foarte bun ca fiecare să-și facă un proces de conștiință, pentru că nu numai că nu suntem singuri pe lume, dar noi toți avem deasupra noastră același stăpân. Avem același stăpân iubitor și care ne îngrijește și ne ține în viață, pentru că viața noastră este o datorie față de El până la urmă. Și dacă este o datorie, trebuie să o îngrijim cum se cuvine. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea lui Enoch, publicată în colecția Manuscris a editurii Herald, și am să vă mai prezint la cameră. O carte publicată în mai multe ediții, carte din portofoliul editurii Herald. O găsiți pe site-ul editurii Herald, www.editoraherald.ro, în cadrul campaniei Top cele mai vândute cărți din portofoliul editurii Herald până pe data de 19 iulie, de asemenea cu o reducere substanțială. Cartea lui Enoch în colecția Manuscris a fost astăzi alături de noi, domnul profesor Teodoru Ghiondea. Îi mulțumim și de această dată că ne-a oferit informații foarte prețioase. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, cu un alt subiect, cu o altă carte despre care vom povesti. Să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!